În vârstă de 28 de ani, Claudiu Lăzărică este unul dintre cei mai apreciați atleți din România în proba de săritură în înălțime. Practicant al atletismului de mai bine de 20 de ani, Claudiu este un fan înfocat al echipei de fotbal din Ghencea. Membru cotizant de 2 ani, atletul pregătit de către Oana Pantelimon se laudă și cu un superb tatuaj cu Marius Lăcătuș, cel mai galonat fotbalist din Ghencea. Campion național la înălțime din 2016 și până în 2019, Claudiu Lăzărică a pășit pentru prima dată pe stadionul Steaua în 1998 alături de tatăl său și visează ca echipa din Ghencea să revină rapid în prim planul fotbalului românesc. De când faci atletism și de ce ai ales proba de înălțime? Fac atletism de aproximativ 20 de ani. A fost o întâmplare. Cum îmi plăcea mie să sar întotdeauna după absolut orice, eram foarte săritor. A observat că am detentă foarte bună și rezultate în concursurile naționale și asta m-a făcut să progresez în proba asta. De când simpatizezi cu echipa de fotbal Steaua București? Tata m-a dus pe stadion prima oară, Ghecea, apoi aici pe Ilia Manoliu. De prin 98, poate asta mi-amintesc eu, eram destul de micuț, dar țin minte foarte clar treptele din Ghecea, din fostul Ghecea. Și de ce nu ai practicat fotbal? Datorită colectivului, am fost selecționat din școală, m-a prins, mi-a plăcut, am început să iubesc și atletismul și n-am mai putut să mă despart de el. Ai un tatuaj cu Marius Lăcătuș, ce reprezintă acest lucru pentru tine și de ce ți l-ai făcut? L-am ales pe domnul Marius Lăcătuș pentru că este unul din simbolurile mari ale clubului Steaua, la secția sportivă de fotbal, bineînțeles. Și fiind foarte multe personaje, n-am putut să le aleg pe toate, ar fi fost un tatuaj mult prea mare. Care este visul tău ca și suporter al echipei de fotbal Steaua? Să revăd în primul rând echipa în prima ligă și apoi sper că pe marile scene europene. Dar ca și sportiv profesionist, ca și atlet? Să reprezint clubul Steaua, bineînțeles, la cote maxime. Forța Steaua!